ziua, numele meu este Paul Ardeleanu și astăzi o să vorbesc despre ochelari de soare. Când ai niște ochelari de soare, vezi lumea un pic diferit. Acum chiar pot să mă uit la acele reflectoare. Înainte nu prea reușeam. Și se vede așa un pic mai frumos. Și totodată, când ai niște ochelari de soare, lucrurile încep să se schimbe, să capete o altă formă. Ei bine, acești ochelari de soare sunt ca acele convingeri pe care noi de foarte multe ori le avem. Și astăzi, în esență, vreau să vorbesc despre convingerile, despre convingeri și mai ales convingerile în context de vorbit în public. În primul rând, o să luăm care sunt acele trei convingeri pe care eu le-am întâlnit de foarte multe ori aici, la Public Speaking Support Group. Convingeri care ne limitează, ne opresc, ne frânează progresul de vorbitor bun. Și apoi să vorbim despre acele convingeri care ne ajută, ne susțin, ne fac să avem un speech cu adevărat extraordinar. Apoi, în partea a doua, o să vorbesc un pic despre mine, pentru că sunt o persoană destul de interesantă și m-am gândit că vă interesează și pe voi. Și în acest capitol o să vorbesc despre cum am reușit eu să am acele convingeri, să construiesc acele convingeri la mine. Și nu în ultimul rând, care ar fi un pas mic pe care îl putem face pentru a construi acele convingeri care să ne ajute. Și să mergem la treabă. Convingerile care ne opresc, convingerile care ne frânează în progresul nostru. Eu am identificat așa trei dintre ele. Trei pe care le-am văzut de foarte multe ori chiar aici la Public Speaking Support. Prima este, sigur, ceva o să meargă prost. Am întâlnit și cred că și voi ați întâlnit persoane care vin în față, încep să vorbească și la un moment dat se oprește prezentarea. Nu merge sunetul, nu merge PowerPoint-ul, se strică videoproiectorul, se oprește lumina, ceva se întâmplă. Și de cele mai multe ori acea persoană, asta mi se întâmplă întotdeauna. E obișnuit. Și când avem această convingere că sigur ceva o să meargă prost, de obicei se întâmplă. Ce am văzut eu la vorbitorii profesioniști că fac într-o situație în care sigur ceva o să meargă prost, în care ceva merge prost, este că nici nu bagă de seamă acel lucru și îl folosesc pentru ei. Nimic n-a mers prost în acea situație. Sincer. Chiar dacă s-a oprit videoproiectorul sau multe alte lucruri. Asta ar fi o primă convingere. Doi, nu sunt bun în a vorbi în public. Aș vrea să mă întreb pe voi, câți dintre voi aveți această convingere? E bine de știut. Vreau să fac o afirmație mai tăioasă acum, dar o să zic nu. Și o să vă spun ceea ce spunea Henry Ford, că chiar dacă crezi un lucru și chiar dacă nu, în ambele cazuri ai dreptate. Și aceasta este esența unui vorbitor bun. Că el, din punctul meu de vedere, știe că este un vorbitor bun și știe că va face o treabă foarte, foarte bună. Și un lucru foarte interesant de precizat aici. Poate un vorbitor bun să țină un speech slab? Da. Bineînțeles. Dar poate un vorbitor slab să țină un speech bun? Da. Nici nu mai trebuie să comentez. Ok. Și a treia convingere este că emoțiile, atunci când vorbești în public, sunt un lucru rău. Când te duci la un prieten să-i ceri un sfat, băi, mă duc să vorbesc acolo în public, zici și mie ceva, stai mă liniștit să n-ai emoții. Dar de ce nu? Ce e așa rău în asta? Vă spun sincer că eu am emoții. De fiecare dată când vorbesc în public, eu am emoții. Și a fost un moment dat când n-am avut emoții. Eram la un workshop, m-am dus să vorbesc, m-am întors pe scaun, Andreea, fosta mea prietenă, mi-a zis după discurs, asta cred că a fost cel mai slab discurs al tău. Serios? N-am avut deloc emoții. Da, și când ai emoții, nu se simte pasiunea aia, nu se simte că ești interesat de subiect sau că îți dai interesul pentru publicul din fața ta. Dar atunci când ai emoții, este altfel, e vibe-ul, e energia, e pasiunea, e altfel, e cu totul altfel. Și încă un lucru la emoții. Emoțiile pot fi pozitive sau negative.
Și aceste lucruri țin doar de un singur lucru, de pregătire. Dacă avem emoții plus pregătire, ghiciți ce scrie acolo? Succes. Succes? Alte idei? În mare parte cam asta scrie. Dar dacă există emoții plus nimic, cam ce ar trebui să fie? Multor. Ești human? Îmi pare rău pentru acea persoană, să spun așa. Emoțiile plus pregătire cu adevărat dau succes, cu adevărat dau randament. Și când avem pregătire, pregătirea aceea care să stea în spatele emoțiilor, emoțiile se transformă într-o sursă de energie, într-o sursă de putere pe care o avem. Și există o poveste foarte frumoasă de referitoare la emoții. Un învățăcel la pian se duce la maestru care a cântat la zeci de mii de concerte, zeci de ani de experiență și îi spune maestrului: maestre, așa, când am un concert, simt de fiecare dată așa niște fluturi în stomac. Spune, după atâția ani de experiență, o să mai simt fluturii ăștia în stomac? Maestru stă puțin așa, se uită la el, spune, da, după atâția ani, eu încă mai am fluturii în stomac. Dar ce am învățat este că i-am învățat să vă zboare informații. Și exact la fel este pentru emoții. Exact la fel să le facem să zboare informații. Ok, aici era un banc pregătit, trebuia să zic să ne întoarcem la oile noastre și apărea slide-ul, dar am uitat să zic asta. Și nu mai am amuzat. Aici convingeri care ne ajută. Care sunt acele convingeri care ne susțin, care ne întăresc în a ține un speech foarte bun? Eu am identificat 3. Poate or fi mai multe, dar atât am găsit eu. Nu am cum să ieșuiesc în fața publicului. Acum câteva dăți am ținut un discurs de tip stand-up. A fost primul discurs de tip stand-up al meu. Și înainte de acea zi în care am ținut discursul, îmi pregăteam acea performanță. Și nu era deloc amuzantă. Nu râdeam eu când repetam, nu aveam glumele bune, nu era rafinament, nu era nimic. Și aveam 3 variante. 1, să nu mai țin discursul, 2, să țin un discurs informativ pe care știu că pot să fac bine și 3, să țin discursul de tip stand-up. Și exact această convingere m-a ajutat pe mine să trec de acel moment. Convingerea că aici, când mă aflu în fața voastră, eu nu am cum să ieșuiesc. Eu nu am cum să ieșuiesc. Eu sigur o să fac o treabă foarte, foarte bună. Și am ținut discursul și a fost bun. După părerea mea. A doua convingere este că sunt un foarte bun vorbitor în public. Eu chiar știu să vorbesc în public. Bine, nu spun asta la oameni. Sunt un foarte bun vorbitor în public. Uitați-vă la mine. Dar având convingerea asta care să fie iarăși o sursă de putere pentru mine, mă va face cu adevărat să țin un speech extraordinar. Și nu în ultimul rând, sunt o persoană foarte amuzantă. Asta este un lucru la care eu mai am de lucrat destul de mult. Reușesc să amuz oamenii mai mult în public decât în viața cealaltă, privată. Viața personală. Deci, așa, în viața publică. Și, da, încerc să iau această convingere, să o aplic la mine în toate ariile vieții mele, dar eu sunt considerat ca o persoană foarte serioasă, așa, foarte brajicios, care nu prea face lumea să râdă. Și încă și eu lucrez la această convingere. Ok. Cum am reușit eu să am aceste convingeri? În primul, cea mai importantă din cele 3 convingeri, eu consider că sunt un bun vorbitor în public. Și cum am reușit eu să am această convingere? La 17 ani s-a pornit un concurs la mine la școală, concursul English Public Speaking Competition. Și am participat la acest concurs, m-am pregătit, am repetat discursul de 10 și 10 și 10 de ori, literalmente, nu exagerez. Era repetat de cel puțin 20 de ori, îl știam pe de rost, cuvânt cu cuvânt, nu mă încurcam în niciun caz. Dar îl făceam bine. Chiar dacă îl știam pe de rost, îl făceam foarte bine. Și de fiecare dată când țineam un discurs, lumea venea la mine: bă, ești foarte bun! Mi-a plăcut discursul tău! Și făceam și să râdă, iar se întâmplau unele lucruri, că era așa mai energic discursul meu.
lumea vorbea în pauză despre discursul meu și mă treceam așa, auzeam. Eu eram ăla care spunea lucrurile astea. Iar la prima fază a concursului am câștigat locul întâi și favoritul publicului, la a doua locul întâi și favoritul publicului, la a treia locul întâi și favoritul publicului, la faza națională locul 2. După aceste premii, în care mi se spunea că literalmente tu ești cel mai bun, am început să cred și eu acest lucru. Și ce am făcut eu este că am luat dintr-o experiență, s-a dus și a format o convingere. Și acea convingere m-a ajutat să formez o altă experiență foarte benefică, care iarăși a întărit acea convingere. Este ceea ce se numește cercul virtuos. Nu știu, este unul din cele mai importante concepte în public speaking. Unul din cei mai renumiți public speaker l-a făcut. Probabil Răzvan și Dragoș știți, nu? Nu? Nu știți despre cercul? E probabil pentru că nu este foarte faimos acea persoană care a creat cercul virtuos. Dar devine. Pe vremea lui se spunea Paul Ardeleanu, acum tot așa îi se spune, să vă arăt o poză ca să-l recunoașteți mai bine. Este în momentul de plină creație. E momentul de plină creație când crea cercul virtuos. Și încă un lucru despre convingeri este că o convingere acționează ca o rotiță. O rotiță care învârte alte rotițe, ca într-un sistem. Odată ce ai această convingere bine formată, sunt un bun vorbitor în public, apoi se formează și convingerea că nu am cum să ieșuiesc în fața publicului, apoi se formează și convingerea că sunt o persoană foarte amuzantă și tot așa. Într-un lanț foarte, foarte puternic și care ne susține. Care ar fi un pas mic? Care ar fi un pas mic pe care îl putem face să obținem convingerea de a fi un vorbitor mai bun? Și aici aș avea rugămintea de la voi că ați primit acele foițe să scrieți un pas mic pe acea foiță. Un pas foarte mic pe care îl puteți face astăzi pentru a deveni un vorbitor mai bun. Nu trebuie să aibă și, nu trebuie să aibă sau, foarte, foarte mic, concret, realist, pe care îl puteți face astăzi. Dacă puteți face asta acum. Dacă zici că vă mai las un pic, încă o secundă, trecem mai departe. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc vreau să-mi mulțumesc lui Dragoș pentru că, cu adevărat, mi-a adus acești ochelari care m-au folosit foarte mult la acest discurs, deci e o mare... Îmi pare bine că ai folosit tu. O mare realizare pe care Dragoș a făcut-o și mulțumesc că m-a inspirat pentru acest discurs și pentru convingeri. El este expertul de aici la Public Speaking Support Group în materie de convingeri. Mulțumesc Slice That Rock. Este o prezentare din care m-am inspirat eu pentru a face designul acestui PowerPoint. În concluzie, vreau să vă motivez într-un fel, nu știu cum să fac acest lucru, dar eu vreau asta, vreau să vă motivez, să acționați asupra acelui mic lucru pe care l-ați scris pe foaie. Acelui un mic pas pe care îl putem face. Și mie mi-a mai venit o idee pe care o puteți face, o puteți implementa, un mic pas, este ca în feedback-ul care urmează să faceți un mini succes de public speaking. Că să vă ridicați în picioare, să mă priviți în ochi și să spuneți care o fi feedback-ul vostru. Ce vreți voi să spuneți? Să fie un mini succes de public speaking, astfel încât să crească acea abilitate de vorbitor în public. Vă mulțumesc mult! Este fiind, da.